Furie, disciplina, dezvoltare personală, o resursă pentru clasa pregătitoare. Bun găsit! Vi le amintiți pe Mara și pe Ana? Au plecat după ore împreună spre casă, vorbind, cântând și glumind. Fusese o zi tare frumoasă la școală, iar ele erau vesele. Ce emoții credeți că simțeau cele două fete? Așa este, bucurie, veselie, o stare de bună dispoziție. Fetele au trecut pe lângă o tonetă de înghețată. Mara și-a luat o înghețată mare, cu trei cupe, căpșuni, afine și fistic. Îndreptându-se spre Ana, Mara s-a împiedicat și a scăpat înghețata pe jos. Plosc! Mara s-a schimbat la față de furie. Ana a început să râdă, iar Mara a simțit căldură în corp și în obraj. Cu vocea tremurândă, i-a spus Anei: Ana, mă simt furioasă! Nu pot să cumpăr altă înghețată! Mara s-a gândit apoi: nu rezolv nimic așa. Ce pot face să mă liniștesc? Răspundeți în grupul clasei la întrebarea: ce a simțit Mara când a scăpat înghețata? Cum s-a manifestat furia Marei? Vă amintiți, s-a înroșit la față de furie, a simțit căldură în corp și în obraj, vocea a început să-i tremure. Dar tu, ce crezi că ai fi simțit dacă erai în locul Marei? Mara s-a întrebat ce ar putea face pentru a se calma. Haideți să o ajutăm! Dar mai întâi nu uitați, și acasă ne putem face singuri înghețată din iaurt cu bucățele din fructele preferate. Să învățăm împreună ce putem face pentru a transforma furia. Când suntem furioși, corpul nostru ne spune că nu îi place ce se întâmplă. Gândește-te când ai fost ultima dată furios sau furioasă. Îți amintești ce ai făcut pentru a te calma? Iată ce alte modalități de a alunga furia poți să folosești. Poți să te joci cu mingile sau poți să mergi cu bicicleta. Poți să ai grijă de grădină sau de o plantă. Poți să dansezi sau poți să bați la tobe. Poți să ridici greutăți sau să boxezi în pernele din dormitor. Ce alte modalități de a vă calma ați mai găsit? Pregătește acum o foaie, câteva creioane colorate, poate chiar și o gumă de șters. Desenează un obiect care te înfurie, care te irită. Poate fi un coleg care râde de tine, un țânțar sau prea multe lucruri pe care le-ai de făcut. Poate fi chiar ratarea de la un meci. Împachetează foaia pe care ai realizat desenul. Puneți toate foile împachetate într-o pungă, legați punga cu toate lucrurile care vă înfurie și aruncați-o la gunoi. Astăzi am vorbit despre furie și despre cum ne putem calma atunci când suntem furioși, dar și despre faptul că într-o zi putem simți multe emoții. Mara a fost mai întâi fericită, după o zi bună la școală, apoi bucuroasă de gustul plăcut al înghețatei, apoi a fost surprinsă că s-a împiedicat, apoi s-a înfuriat ca după aceea să fie supărată, apoi îngrijorată că nu-și mai putea lua altă înghețată, pentru că i-a venit ideea să pregătească singură înghețată acasă. Mare i-a revenit buna dispoziție. Ce de emoții! La sfârșitul zilei de astăzi, să vă gândiți și voi ce emoții ați simțit.